Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Parlament a intrat un proiect de lege care prevede reorganizarea administrativă a României. Inițiat de un parlamentar USR, Tudor Benga, acest proiect propune comasarea județelor și transformarea lor în 12 regiuni, praguri de 10.000 de locuitori pentru orașe, 5.000 pentru comune și regruparea tuturor instituțiilor publice deconcentrate sub această nouă formă administrativă. Evident, e foarte pe scurt descrierea pe care am făcut-o. La telefon este expertul în politici publice, Sorin Ioniță, de la Expert Forum. Bună dimineața! Bună dimineața! E necesară sau nu o asemenea reformă administrativă în România? E necesară, dar, cum să spun, devine un pic deprimantă parada asta de proiecte fără nicio șansă, pentru că sunt fără nicio șansă și cel de săptămânile trecute lansat de Camera de Comerț, dincolo de intențiile bune ale inițiatorilor, fără îndoială au intenții bune, e nevoie de așa ceva și probabil că acum Tudor Benga vrea un semnal politic, pentru că legea lui nu va trece, fiindcă această coaliție nu face ea lucruri mult mai ușoare, care au așa un aer de impopularitate, deci nu-și va pune țara în cap structurile de primăriile. De ce e nevoie de ea și de ce spuneți că nu are nicio șansă? Păi nu are șansă pentru că coaliția asta e pregătită să sacrifice și bani din PNRR numai ca să nu facă niște reforme mult mai simple decât ar fi asta. Deci șansa politică este zero. Necesar este pentru că sunt câteva nevoi mari de coagularea, mă rog, reducerea numărului de comune în rural și aș zice eu că în special fiindcă în zone metropolitane adevărate în jurul câtorva mari municipii, nu știu, asta cu județe, regiuni de dezvoltare. Dar e deprimant pentru că toată lumea se concentrează pe, cum să zic, 10% din efort a face un plan bun și a face un plan bun e ușor. Dar modelul e 10% din efort. Dacă ne învață ceva experiența altor țări europene la care absolut nimeni de la noi nu se uită, deci sunt complet neinteresați ce au făcut alte țări, am învățat că 90% din efort e după ce te-ai stabilit modelul, cum ajungi acolo în câțiva ani, pașii politici, consultările, cum depășești opoziția populației, cum explici acest proiect ca să-l înțeleagă toată lumea. Ori văd că nimeni nu este interesat, nici cât negru sub unghie. S-au făcut rapoarte, s-au scris cărți. Există experiența Ucrainei, care după 2014-15 a redus numărul de de municipalități, de primării, de la 11.000 și ceva, la 1.500 azi, deci cu un ordine mărime. Știe măcar cineva, a auzit cineva din Parlamentul României de chestia asta? A sunat pe ea să-i întrebe, bă, băi, cum ați făcut? Adică că n-au ieșit lumea cu fur și topoare pe străzi și chestia s-a făcut eșalonat în mai mulți ani de zile. Dar care ar fi avantajele? Care ar fi avantajele unei reorganizări? Adică cineva ar putea spune, dar mie de ce să-mi plece primarul? Care nu e avantajul, pentru că asta este o altă marotă de care m-am plictisit. Avantajul nu e că se reduc cheltuielile la buget. Dacă învățăm ceva de la cei care au făcut-o, este că nu s-au redus cheltuielile la buget când ai făcut-o astfel. Deci nu mai veniți cu argumentul ăsta, hai să recităm tot în cor. Nu se reduc cheltuielile la buget dacă vom reduce numărul de primării. Altele sunt beneficiile, dar sigur sunt mai puțin populiste de explicat. Adică mai bună coordonare, întărirea bugetară unor primării mai mari și mai puține. Asta am văzut în Ucraina, faptul că ei au putut reacționa sub agresiune. N-au așteptat telefoane de la Kiev sau de la baronii regionali, s-au auto-organizat la nivel local. E și rezultatul că au avut în spate 5-6 ani de autonomie locală reală și de bugete mai autonome. La noi, cele 2800 de primării rurale, comunele, majoritatea lor sunt ținute cliente pentru că așa se construiesc partidele noastre, după cum bine știți, în special partidele mari, PSD și PNL, sunt partide construite pe osatura administrației locale și prin clientelism, adică prin ținerea de hățuri a primarilor, că îți mai dau un pic de bani, îți mai iau banii. Ori chestia asta ar fi marele avantaj al unei reforme dacă s-ar face, plus mai bună coordonare unor politici, cum am zis, în jurul marilor municipii, unde este jale, după cum vedeți în București, în Cluj, deci politicile de transport, de dezvoltare teritorială și de mediu, adică gropi de gunoi, infrastructură de transport și în special semnătura primarilor pe marile proiecte de dezvoltare.